Bărbatul urca serpentinele la volanul unui autoturism Dacia Logan și nu a luat corect o curbă la stânga, mașina ieșind ușor în decor prin dreapta. Autoturismul Dacia a lovit în lateral un fiat parcat pe trotuar în fața unei case, după care s-a răsturnat pe carosabil pe partea stângă. La fața locului a intervenit un echipaj de la detașamentul de pompieri Suceava. Valentin Pintilie a ieșit pe propriile picioare din autoturismul Dacia Logan, care a fost imediat pus pe roți. Valentin Pintilie a declarat că a avut un moment de neatenție, că putându-și telefonul în mașină, moment în care a agățat fiatul care staționa și nu a mai putut controla autoturismul pe care îl conducea.